Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Micul dejun Zurli la Europa FM. Bună dimineața din Austria, bună dimineața din Galați, bună dimineața din Botoșan, bună dimineața din Craiova. Tanti prezentatoarea! Nu întreabă-mă ce idee am avut. Ce idee ai avut? Ca toți prietenii noștri care ne ascultă și care sunt pe Facebook, să dea share la videoclipul live care e chiar acum pe Europa FM. Ok. Să dea share la toți prietenilor ca să mă laude că ce bun mic dejun am făcut în dimineața asta. Dar ce ai făcut, Doamne, cum arată în dimineața asta? Dragi ascultători, prieteni care vă aflați în trafic, oameni buni și sănătoși la minte și la trup care sunteți pe la casele voastre, în această dimineață, minunea de copil care se numește Fetița Zurli. Bine ai zis. Da. Ați sunt generoasă, așteaptă-te, da? Da. Îmi pregătește un mic dejun. Ce e acolo, Fetița Zurli? Tanti prezentatoare, m-am hotărât să-ți fac o pizza. Așa. O pizza la mic dejun. Așa. Care e așa, se pune, la care folosești următoarele ingrediente. Ingrediente se numesc, așa. În primul și în primul rând, ingredientul de vafă. Tu trebuie să te gândești când faci asta, că se uită la noi toți șefii posibil din lume. Hei, domnilor șef, Hădean, dacă te uiți la mine, domn șef Hădean, să știi că eu sunt pregătită să fac să deschid o carte de bucate cu preparatele Fetiței Zurli la micul dejun. Aștept, cum se zice, când vrei să-și dea cineva părerea, să-ți spună dacă e bine sau nu. Sugestii, recomandări. Aștept sugestii și recomandări. Mai puțin critici. Pe Facebook, pe Fetița Zurli, mulțumesc. Deci, se ia un pat de vafă, asta este blatul de pizza. Pizza. Da? Așa. Apoi am văzut eu că e bună prosciutto în rucola. Și presărăm niște frunze de rucola, dar așa cu atenție, da, le desfaci fiecare. Cu dragoste, fiecare frunză pe partea ei, să nu le pui una peste alta, pentru că după aia s-ar putea să fie prea mult și nu-ți dorești să fie prea mult. Și apoi după ce ai pus niște rucola, iei niște frișcă. Așa. Pui bine de tot peste toată rucola, fii atentă. Așa. Și? Și adaugi, bineînțeles, că asta e pizza cu extra topping. Extra. Și are extra topping de, atenție, căpșuni. Vai, tu, Fetița Zurli. Zi, ai mai mâncat așa ceva în viața ta? Nu, te-ai întrecut pe tine. Dar știu că sunt o talentată. Vai, deci este ceva. Uite. Dragi colegi prezenți în studio, Marius Aștilean, Florin, Teddy, Amalia, Alexandra de la știri, vă așteaptă un mic dejun de-a dreptul copios. Să-mi lași și mie o rucolată, rog. Apoi dacă simți că mai vrei să mai adaugi, poți să mai pui puțină rucola e parmigiano pe deasupra. Știi unde am învățat rețeta asta? Unde? În Italia. Ai fost în Italia? Am fost în Italia și am mâncat pizza cu rucola e frișcă, e căpșuni. Și am învățat cum se spune pupici cu sclipici în italieneză. Cum se spune în italiană? Baci con brilliantissimi. Baci con brilliantissimi. Adă-mi și mie o rucolată, rog frumos. Una lungă, o bucățică de... Așa. Asta? Da, hai să te învăț ceva, fără căpșunică. Bine, căpșunica e pentru mine. Vreau să te învăț cum făceam noi, dar făceam cu frunzele de salcâm. Deci uite, Fetița Zurli, dacă erau mai lunguțe bucățelele astea, luai câte una și ceai. Mă iubește, mă dorește, cu inimă, cu foc, mai puțin. Hai de loc o mănânci, ca să fii sigură că ai scăpat de ea. Bine, îți zic eu cum se face la noi acum. Cum o mănânci sau nu o mănânci? O mănânci sau nu o mănânci? Mai bine o mănânci. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.